vecii vecilor, slăvit să fie numele Tău, Doamne. În această seară suntem aici, Doamne, și acum suntem la rugăciune pentru bolnavii ce sunt aici, Doamne. Te rugăm foarte frumos, atinge-te de ei, o Doamne. În mod deosebit, mă rog, pentru o soră din Caransebeș, bolnavă de cancer, gradul 3, este în genunchi aici, înaintea bisericii, înaintea cerului, aici unde ești Tu, ca și un viteaz, o Doamne. Te rog, atinge-te de ea, Doamne. Atinge-te de cancerul ei, ceva umple-ne de Duhul Sfânt, Doamne. Aprinde-ne cu focul Tău, Doamne, să fim ca un șar de foc și ca o flacăra Ta. O trezire spirituală, Doamne, și numele Tău și puterea Ta, Doamne, să fie peste toată adunarea, Doamne. Rămâi cu noi, o Doamne, și rămâi în noi, în casele noastre, în familiile noastre, și închei rugându-Te, toarnă Duh de rugăciune peste noi, Duh de rugăciune, Doamne, și vom lăuda numele Tău și Te vom binecuvânta din veșnicie în veșnicie. Amin.